Acum însă, este foarte adevărat că am văzut și ultimele sondaje, e foarte interesant că tinerii nu mai se împrumută atât de la părinți. Poate un motiv ar fi că părinții au sărăciți, sunt pensionate, să le dai tu bani. Dar în orice caz, nu mai împrumută de la familie și de la prieteni apropiați. Preferă să împrumute de la bancă. E adevărat însă că împrumutul din familie este mult mai confortabil, că nu-ți cere dobândă. Mai poți negocia, uite, nu pot luna asta, îți dau luna viitoare, pentru că la bancă începe să te strângă cușa. Deci s-a produs această chestie. Pe de altă parte, ce fac cu banii? Dacă până acum oamenii, o fi o modă, o fi o contagiune socială, oamenii investeau în să-mi repar casa, să-mi reabilitez nu știu ce, să chestii legate de confort, nu știu ce, acum a mai scăzut lucrul ăsta, călătorile. 30% din oameni ziceau, eu vreau să călătoresc în lume. Și într-adevăr, pe de altă parte, putem vedea că foarte multă lume e și o chestie extraordinară ce înseamnă psihologia. Cu cât să duci mai departe de acasă, cu atât ești mai important. Adică trebuie să te duci în Thailanda, în Caraibe, în Maldive. Nu te duci în Polonia sau în Bulgaria sau în Ungaria sau, mă rog, chiar și în Franța. Sau... Ce psihologie duci... asta? Competiția continuă. E o psihologie a sărăntocului. Să moară capra vecinului. Și a sărăntocului. Sărăntocul trebuie să fie ostentativ. Ca să se vadă... pentru că dacă stau să mă gândesc cum se spune că oamenii care călătoresc în sănătate, oamenii cu bani mulți nu se duc unde e multă lume. Se retrag în locuri în care sunt mai izolați, mai nu știu ce. Oamenii ăștia, cum se în clasa medie românească, se duc la all inclusiv. Adică cum să-ți cumperi tu o rochie frumoasă și să te duci să stai numai cu bărbatul tău și cu copilul, să te uiți la un munte. Trebuie să. Nevoia de recunoaștere socială, nevoia de exhibiționism, care astăzi este foarte, foarte importantă. Totul se exhibă.